Bună ziua! Resursa pe care o prezint azi este despre patrulaterul convex și anume jocul tangram. Resursa este la disciplina matematică pentru clasa 7-a, mă numesc Pellegrini Lila și mă bucur să lucrăm azi iarăși împreună. Resursa este pe competența specifică 6-4. Să ne apucăm de treabă! Pentru început, vă invit și pe voi să faceți ceea ce au făcut elevii din clasa 7-a pe care i-am invitat să mă ajute la acest joc. Prima dată am desenat un patrulater convex, așa cum vedeți în cele două filmulețe. După ce am desenat patrulaterul convex, am marcat mijloacele laturilor opuse, le-am unit și astfel am obținut 4 patrulatere convexe, ceea ce vedeți și în formatul digital. Am obținut cele 4 patrulatere convexe, le-am rugat să decupeze cele 4 patrulatere convexe, după cum vedeți în cele două filmulețe. De asemenea, ați putut să vedeți și în varianta digitală cele 4 patrulatere convexe care s-au format. Sarcina era ca după ce au obținut cele 4 patrulatere convexe, să construiască din cele 4 patrulatere un alt patrulater. Dar patrulaterul nou trebuie să fie diferit de cel original. După cum vedeți, atât la elevi, cât și în varianta digitală, patrulaterul obținut este un paralelogram. Cum putem să demonstrăm acest lucru, că patrulaterul obținut este un paralelogram? Să vedem prima dată tot ceea ce știm despre un patrulater convex. Știm că într-un patrulater convex suma măsurii unghiurilor este 360 de grade. De asemenea, știm că la acest patrulater convex am luat mijloacele tuturor laturilor. Ceea ce mai observăm pe acest desen că după ce am trasat segmentele EG și HF, am obținut unghiuri opuse la vârf. Aceste unghiuri sunt opuse la vârf, deci sunt congruente. Respectiv, și aceste două unghiuri sunt opuse la vârf și sunt congruente. Și ceea ce mai observăm pe acest desen este că aceste unghiuri, indiferent pe care latură ne uităm, sunt adiacente suplementare. Toate aceste idei o să le folosim pentru demonstrație. Prima dată, ceea ce observăm este că vârfurile originale ale patrulaterului convex, care sunt, după cum vedeți, marcate cu albastru, au ajuns toate în mijloc. Deci toată construcția pornește de la cele 4 vârfuri ale patrulaterului convex. Știm că suma unghiurilor într-un patrulater convex e 360, dar la fel este și suma măsurilor unghiurilor din jurul unui punct. E tot 360. Este primul punct din demonstrație. Am arătat că în jurul acestui punct este ocupat, este acoperit tot spațiul. De asemenea, de pe desenul original știm că AE egal EB. Aceleași două segmente le avem și aici suprapuse, respectiv BF și FC. Toate aceste perechi de segmente sunt congruente pentru că punctele E, F, G, H erau mijloacele segmentelor.
În următoarea idee ne-am folosit de ideea că A, E, I și I, E, B sunt unghiuri suplimentare. Aceleași două unghiuri le avem și aici și ele în continuare formează 180 de grade, înseamnă că aceste trei puncte sunt coliniare. În mod analog se întâmplă pe fiecare dintre laturi, deci și aceste trei puncte vor fi coliniare. Și ultima idee, ca să arătăm că patrulaterul I1, I2, I3, I4 este paralelogram, ne folosim de unghiurile acestea două. Aceste două unghiuri în patrulaterul original erau unghiuri opuse la vârf. Despre unghiurile opuse la vârf știm că sunt congruente. Aceste două unghiuri sunt unghiuri opuse în paralelogram și dacă ele sunt congruente, respectiv și aceste două unghiuri sunt congruente, atunci patrulaterul pe care l-am obținut este un paralelogram. Să vedem încă o dată. Aveam un patrulater convex în care am marcat mijloacele tuturor laturilor, am unit mijloacele laturilor opuse, am decupat cele patru patrulatere convexe și din cele patru patrulatere convexe am construit, similar ca și la jocul Tangram, un alt patrulater. Patrulaterul nou obținut este întotdeauna un paralelogram. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!